După meciul pierdut pe 26 iunie la Călăraș, Dunărea își încearcă pe 2 iunie ultimile șanse de a rămâne în prima ligă. Înfrângerea pe teren propriu din partida cu Gaz Metan Mediaș prin golul primit de echipa călărășană în minutul 87 nu a influențat locul 6 ocupat în clasament, dar un egal i-ar fi dat o șansă în plus echipei care a rămas cu 25 de puncte, urmată de Hermannstadt cu 24 de puncte și Concordia Chiajna cu 16 puncte. Duminică 2 iunie de la ora 18:30, Dunărea Călăraș se va întâlni la Sibiu cu Hermannstadt în etapa cu numărul 14, decisivă pentru rămânerea în Liga Betano. Iată ce spunea antrenorul Dan Alexa după partida cu Gaz Metan Mediaș. După meciul ăsta, multe ne-ar fi de spus. Cât o victorie, cât de primit a dat lui Gaz. În timpul ne-ți spunea nou, am început meciul și până la final ce am pus ritmul. În primul rând a fost o diferență de ritm și de valoare din spunerea lor. Din păcate l-am pierdut pe meza la încălzire. Sigur, s-a întâlnit două zile, am spus că putem să-l avem, nu am avut. Apoi am avut această problemă că l-am atacat și suferim, mai ales că am venit în echipe bune care nu au nicio șansă. Una peste alta, o victorie pe deplinăritatea al Mediaș. Cu egalul sau înfrângerea eram în acea situație, pentru că nu schimba absolut nimic clasament. Avem probleme de lor. Din păcate, foarte mulți jucători care probabil vor avea la ultimul joc, cel de la Hermannstadt. Bonciu, Henderson, Fărăia, fractură de la deget, sper să recuperăm pe Bezaria, adică singura noastră variantă de atacat, să zic așa. Iar nu, din păcate, nu îl vom avea. Sunt supărat pe ea, pentru că chiar atunci vreau să fac schimbarea. A fost și din punctul de vedere de șanță, dar până peste alta, repet, după un asemenea joc, nu pot să fii supărat, pentru că nu meritam absolut nimic. Diferența a fost mult prea mare pentru a emite prezență. Ce rezultat aștepți mâine seară la Vulcan? În orice situație, la orice rezultat, meciul de la Hermașa de decizie. Bine, normal mi-aș dori să nu câștige Hermașa, dacă nu câștigă, ai două variante dintre ei, și egalul. Și egalul. Partea bună, dacă e vreo parte bună după jocul de azi, de fapt sunt două, șanarul lui King Albert, și că n-am luat bătaia la două diferențe. 0-0 ne duce la Maraș, dacă Hermannstadt nu știu eu mine. Orice rezultat în afară de victoriul Hermannstadt ne dă două variante dintre ei în viitoare. Dar, mă peste asta, cred că locul pe care l-avem este a spus și la fel și interviul, este un meritat. Am sperit foarte mult sezonul ăsta. Undeva normal. Avem într-adevăr sunt echipa cea mai mică și nu doar financiar, dar ca și pedigree, pentru că contează foarte mult. Mergem la Hermannstadt să vedem ce rezultat ne permite să jucăm la Rai. Mâine seara vom vedea ce rezultate ne va conveni la Sibiu. Credința că la Sibiu am jucat un meci decisiv împotriva 5.000 de oameni mini. Va fi o nebunie. Avem absențele care le avem. Dar cei care intră, de fapt, cei care vom fi acolo, suntem obligați să obțin un rezultat mare. În rest, o victorie mi-ar fi dat posibilitatea să scăpăm și chiar direct, dar vă zic sincer, merită. Asta este punctul meu de vedere. Locul care îl ocupăm, atât cum și am așteptat, este unul normal, pentru că am avut multe meciuri în care am pierdut cu multe puncte și pe deșanță, dar fiind la cald după jocul ăsta cu Mediaș și văzând diferența asta între noi și
te face să, să înțelegi că, într-adevăr, că locul pe care îl avem este urmărit. Dar de ce a fost așa de mare sau de vizibilă diferența? Mie mi s-a părut că la Mediaș gazul a avut mai puțină ocazie decât astăzi. Da, pentru că la Mediaș ne-am apărat și am făcut eventi. Știam lucrul ăsta, am echilibrat la pauză. Am schimbat sistemul de joc și cred că a fost realist, pentru că este foarte greu să investezi în pretenție. Am avut șansa noastră că cu Erachii și acele, acea presiune care a fost 50 minute. O seară în care nu cred că au câștigat media și au câștigat fotbalul, pentru că la felul cum s-au derulat lucrurile pe teren, cred că orice a rezultat decât 3 puncte pentru media și ar fi fost nedrept. Da? A fost echipa care am dominat cap coadă, a fost echipa cu abordare ofensivă, echipa care a avut inițiativă, a avut posesia, care a creat. Am creat foarte multe ocazii, am adus mingea în ultima treime, am adus mingea în careu, am finalizat foarte multe acțiuni, am avut ocazii mari. Am avut și alte situații din care puteau să genereze alte ocazii și în final am reușit să marcăm. Sunt elemente bune, sunt elemente pozitive în jocul nostru. Mă bucură că se repetă aceste jocuri, că rezultatele vin pe fondul unui joc clar, exact. Dacă vă uitați în mod constant la jocul Mediașului, se văd automatisme, se văd repere, se vede faptul că băieții reușesc spre meritul lor să pună în practică ceea ce se lucrează zi de zi la antrenamente și deja căpătăm o identitate. Mi-aș dori ca să avem continuitate la nivelul grupului, să putem să păstrăm jucătorii și să putem în felul ăsta la anul să nu ne mai regăsim în acest moment, anul viitor, într-o luptă pentru play-out și într-o luptă pentru... Am avut în față un adversar extrem de motivat, un adversar care merită tot respectul pentru că a reușit să ajungă la nivel de primă scenă fotbalistică, când se luptă cu toate forțele pentru a se salva. Un adversar care am simțit că în multe momente nu s-ar fi mulțumit și cu un punct. Noi am schimbat din ofensiv, mai ofensiv și am adus încă un atacant, am încercat să împingem jocul și mai mult, am încercat să punem mai mare presiune. Adversarul a schimbat defensiv, a mutat dintr-un sistem cu 4 pe linia de fund în 5 și a încercat să acopere și mai bine spațiile, să nu ne mai lasă să ajungem la poartă. Din fericire am reușit să marcăm și am câștigat aceste 3 puncte. Pentru asta am fericit băieții, urez baftă Călărașului în lupta pentru salvarea de la retrogradare și urez baftă și colegului meu de breață, Dan Alexa, care sunt sigur că a făcut o muncă foarte, foarte bună aici și o muncă de ceva timp, în sensul în care sunt 2 ani de lucruri bune și cred că ar merita ca să fie și la anul pe prima scenă fotbalistică a noastră. Fără îndoială că ați domina jocul, dar credeți că eliminarea lui Gabi Iancu v-a mai ușurat așa un pic sau v-a mai luat din emoții? Sunt momente și momente. Într-un joc momentele sunt importante, cum le gestionez. Eu cred că noi am dominat total și în 11 la 11 și în 11 contra 10, că am avut ocazie și în 11 la 11 și în 11 contra 10. Am și transmis la pauză. Trebuie să rămânem clar, să nu ne pierdem concentrarea, să avem răbdare pentru că vom marca și vom mai crea ocazie. Am luat și bara de 2 ori. Au fost foarte multe lucruri în favoarea noastră și sigur a contat și nu în plus, mai ales că ne-am spus că dacă continuăm să pasăm, să mișcăm mingea, să avem o circulație bună cu viteză, alternanță în atacuri și pe fondul la temperatură și la oboseala adversarului, pentru că e greu să alergi după minge, atunci am spus că sigur vor apărea spații, atunci vor apărea breșe în apărarea adversarului și vom avea din nou ocazia să marcăm. Am fost neinspirați, dacă pot să spun așa, în fața porții. Nu am ales ultima execuție corectă, ultima pasă, ultimul șut. Am avut și neșansa, asta este realitatea, dar cred că nimeni nu poate să conteste jocul Mediașului. Și ce cred că ar trebui lumea fotbalului să aprecieze mai tare, nu numai jocul, calitatea jocului pe care Mediașul are, o are, ci în același timp caracterul de care Media și a dat dovadă. Pentru că, uitați-vă că noi ne-am salvat matematic de ceva timp și cu toate astea am rămas conectați, am rămas implicați. Am câștigat toate jocurile aproape, împotriva un adversar care se luptă pentru evitarea retrogradării și m-am bucurat că și azi și nu numai, și jocurile trecute, adversarii au spus că
chiar dacă au pierdut în fața noastră, apreciază că noi am jucat cinstit și pe teren împotriva tuturor. Și nu în sensul în care am fi intrat noi în vreo combinație sau aranjament, dar în sensul în care am rămas extrem de determinați. Luați cazul, un exemplu, voluntarilor, care știți ce nume are stadionul acolo. Sunt oameni acolo extrem de gospodari și mult suflet și multe investiții pentru fotbal. Am jucat, am câștigat de două ori, am mers mai departe, nu am amestecat ca lucruri. Deci astea cred că sunt lucruri care trebuie remarcate și apreciate la angajamentul meu. Obiectivul dumneavoastră rămâne câștigarea play-off-ului? Mai este doar un joc, mai sunt doar trei puncte puse în joc, jucăm cu Chiazna care este retrogradată, cu siguranță că ne dorim să câștigăm și ultimul joc acasă. Adică așteptați și rezultatele? Depindem și de rezultatele lui Dinamo. Dinamo are deplasat foarte grea, deplasare foarte grea la Botoșani, după care vine ultima etapă acasă și joacă împotriva voluntarului, care să vedem la ora respectivă ce situație va fi. Cred că cu puține șansă putem câștiga pe auto și cred că am meritat. După jocul pe care l-am prestat să câștigăm play-out-ul și, cum am spus, este în special pentru băieții. Veți merge la FCSB? Subiectul ăsta nu. Eu cred că l-am clarificat și orice suplimentar aș mai adăuga. Am văzut o declarație pe GSP că sunteți ca și plecat acolo. De asta v-am întrebat. Cine a dat-o? Nu știu, am văzut pe GSP că la 10 zile sunteți acolo. Da, poate să-și asume cine a spus. Eu știu că mai am contract un an, știu că îmi doresc să se termine sezonul. Îmi doresc de la finalul sezonului să mă așez cu faptul de decizie și cu președintele clubului la masă, să discutăm, să pregătim sezonul următor. Deja am început efectiv să schițez calendarul, perioada precompetițională, transferul, securizarea unor contracte pe care ni le dorim. Am rolul ăsta de manager general și asta este o funcție care îmi dă posibilitatea să mă implic mai profund în amănunte. Dacă, Doamne ferește, ajungem la concluzia că nu ne putem ridica la nivelul așteptărilor ca și condiții pe care să le oferim, ca și susținere financiară, ca și buget și considerăm că nu putem să fim atât de competitivi încât să emitem pretenții obiective pentru play-off sezonul următor, atunci există posibilitatea să ne strângem mâna, pentru că eu sunt om de onoare și oamenii care sunt în spate proiectului meu au demonstrat până acum că sunt la fel ca și mine, fără doar ce poate. Și sunt sigur că dacă nu vor putea să susțină ceea ce am convenit, atunci îmi vor spune și mă vor înțelege și pe mine. Nu sunt pregătit să mai întâlnesc în play-out, nu am luat echipa asta de pe loc de play-out și am căzut cu ea. Ați văzut că echipa a avut un parcurs extraordinar și îmi doresc ca la anul să întâlnesc în play-out sau, nu știu, dacă nu, voi fi în străinătate. Dar nu vreau să vorbim despre posibilități, despre contracte, despre oferte. În momentul de față nu există nimic, nu am negociat cu nimeni, ci cum am spus, mai am 7 zile ca să închidem sezonul.